semnați în procesul verbal. O fiind la un minister, pe undeva ești? Nu ne dă raportul nou. Păi, dar îl întrebăm, e o ședință foarte importantă. Da, foarte bine. De-aia am întrebat. Da. Orice locuiesc de asta, s-a duce la cunoștință la nici ce trece. S-a consemnat. Da. Pe tablete aveți încărcat procesul verbal la ședințe din extraordinar din 12 aprilie. Am o întrebare. Da, vă rog. Am solicitat în ședința respectivă reducerea cotizației care o plătește Consiliul de 370.000, motivând că cotizația este formată din numărul populației înmulțit cu o cifră stabilită. E vorba de economie. Despre asta e vorba. Și văd că au repărut pe ordinea de... Este o propunere. Este o propunere de aprobare a cotizației. Păi a fost propusă odată cu cea de la apă. 4.700 nu știu cât și 3.000 nu știu cât 700 de asta. Atunci au fost aprobate, au fost supuse amândouă. Și l-ați aprobat. Am făcut o mențiune. Dom'le, e în regulă stabilită cifra asta de 307. Nu s-a aprobat cotizația. Cum? Nu s-a aprobat cotizația. S-a scos după ordinea de zi. S-a scos pe ordinea de zi. Cotizația la cele două anii nu a fost aprobată. Atunci spuneți-mi ceva referitor la primul punct pe ordinea de zi. Bănuiesc că ați avut discuții în comisie, dacă nu... Păi n-a spus la ședința de... Ba da, dar nu s-a făcut... Materialul, deci proiectul de hotărâre a fost introdus urmare a solicitării ADI Ecomanagement s-a lăbrit și... după ordine. Nu, atunci. Dar acum, vă spun acum, istoria acestui material, acestui proiect de hotărâre, ADI Ecomanagement s-a lăbrit, s-a făcut o solicitare către Consiliul Județean să fie introdusă pe ordinea de zi din nou această cotizație, Direcția Economică a lucrat materialul, și rog pe domnul președinte al ADI Ecomanagement să explice care sunt motivațiile respective adrese și după aceea Direcția Economică eventual pentru a spune asta ce a stat la baza elaborării acestui proiect de hotărâre. În primul rând, procedural, ca să puteți lua o hotărâre este adoptată, fie că este respinsă, fie că este de acord organul de liberație. Astfel, asociația a făcut conform statutului la care dumneavoastră sunteți, a spus de acolo și a semnat și sunteți membri prin reprezentantul ales în această asociație. Conform statutului am făcut o solicitare pentru plata redevenței. Cotizația reprezintă, este calculată așa cum ați observat, în funcție de datele statistice, pentru fiecare unitate administrativă teritorială, în funcție de numărul populației. Conform statisticilor, județul Călăraș are un număr de populație. La fel are fiecare unitate administrativă teritorială. Când, dacă dumneavoastră vă referiți la regularea populației, pentru că de asta este vorba, pentru a putea lua naștere această asociație, pentru a putea desfășura un proiect atât de important, legiuitorul însă și când a reglementat legea cadru de aprobarea actelor constitutive și statutului asociațiilor de dezvoltare, a avut în vedere și acest aspect. Pentru că copiile județene nu ar fi... Dați citire la articolele astea pe care le-a stipulat în statut, deci avem și în legea asta care reglementează. Deci, spate proiectul de hotărâre, dar n-am aprobat ordinea de zi. Scuze. Păi, nu, eu m-am făcut referit la procesul verbal. Da. În procesul verbal este conținut. Am înțeles. Supunem la vot procesul verbal din ședința de 12 aprilie. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri împotrivă? Cu înaintea de votul procesul verbal din ședința extraordinară din 12 aprilie a fost aprobat. E o eroare materială acolo. E vorba de rom air, nu romer, cum a fost. Deci denumirea consultantului. România. Da. România.
versiunea că se va scrie în romair. Murone. Da. Da. Punem la vot ordinea de zi așa cum este propusă de executiv. Cine este pentru? Abțineri împotrivă? Cu înaintea de voturi, ordinea de zi a fost aprobată. Dați drumul la primul punct pe ordinea de zi. Este hotărâre pentru modificarea și completarea hotărârii 35/2018 privind aprobarea utilizării excedentului bugetar rezultat la încheierea exercițiului bugetar 2017 în exercițiul bugetar 2018. Așa după cum s-a discutat înainte, acest proiect de pe ordinea de zi vizează aprobarea cotizației la AD Ecomanagement Salubri, cotizații pe care o datorează Consiliul Județean. Dacă sunt discuții, preluați. Dacă sunt discuții, până în marginea materialului prezentat. Da, cer solicitări. Actele normative care reglementează stabilirea cotizației. Puteți continua acum, domnule președinte? Da. Vreau citire și la colegiile. Cotizația a fost stabilită de dumneavoastră la participare, însă de la, încă de la începutul asociației, atunci când ați luat decizia în funcție acestei asociații în care Consiliul Județean Călărea și semnul. Vă adresați Consiliului Județean? Da, Consiliul Județean a luat această decizie în anul 2009, dacă mă înșel, când a stabilit regulile funcționării asociației. Acolo Consiliul Județean de la acea vreme a stabilit că fiecare membru va aduce aportul în asociație pentru buna funcționare cu o cotizație care va fi stabilită într-o formulă de calcul în funcție de populația unității administrative teritoriale comunicată de Institutul Național de Statistică. Acesta este nu e. Când facem socoteala după cotizație, o să rezulte populație dublă. Păi atunci, după date statistice, cum putem să... Nu, doctorate. Este nu conta, domnule, conta de participare, conta de populația județului. Care este? Care este cota, după regulamentul care l-aveți în față sau într-un aveți? Deci care este cota de participare a Consiliului Județean la acest proiect? În funcție de noi, cât reprezintă pe locuitor? Sau cât trebuie să plătim noi? Cum ați zis? Nu vă răspund în calitate de administrator public, ci de persoană care știe subiectul constituirii asociației. Consiliul Județean în asociație are un vot, ca și celelalte unități administrativ-teritoriale. Modalitatea în care se determină cuantumul cotizației este la propunerea conducerii executive, cu aprobarea Consiliului Director, cu aprobarea de propunere a Consiliului Director și aprobată în adunarea generală. Odată ce cotizația a trecut prin adunarea generală, toți membrii au obligația asumată prin statut să o achite. Cotizația Consiliului Județean, odată ce a devenit membru al asociației, nu ca și valoare efectivă, nu mai este la dispoziția analizei în Consiliul Județean, ci în adunarea generală a asociației. Pentru că asociația e formată cu un număr de voturi egale de toate unitățile administrativ-teritoriale prin statut. Nu este corelată o valoare a cotizației Consiliului Județean cu o anumită participare, pentru că în asociații, după cum știți pe lege, fiecare membru are un vot. Nu are un număr de voturi echivalent cu populația sau echivalent cu participarea sau echivalent cu valoarea proiectului care a stat la baza constituirii asociației. Și are un singur vot. Cred că v-am răspuns la întrebare. Păi puneți întrebarea potrivit, dacă vreți un răspuns efectiv. Potrivit. Este stabilită funcție de numărul populație. Dați drumul la microfon. Nu este așa. Nu este așa. Cotizația este stabilită în funcție de necesar. Unde scrie asta?
vă citesc, uite colegul meu, spune că unitățile membri sunt obligați să asigure resursele necesare pentru funcționarea aparatului de specialitate. Citiți, vă rog, dacă mi-amintesc bine. Articolul 24, alineatul 4, la calculul cuantumului propus al cotizației anuale, Consiliul Director va lua în considerare suma necesară pentru acoperirea cheltuielilor de funcționare a aparatului tehnic al asociației. Domnule, eu înțeleg asta. Discuția asta am avut-o de la înființare. Pentru cei care au consiliere la vremea respectivă, de la înființare am avut-o. Domnule, care este baza? Cum procedăm în stabilirea acestei cotizații? Și de aici s-a pornit. După care a apărut și treaba asta cu... Eu am avut problema de voturi la momentul respectiv, că nu e pasiune. Da? Și atunci, băi, numărul populației înmulțit cu suma asta. Sigur că repartizând, noi luăm de două ori cotizația, că noi venim cu suma asta de 3.700. Păi dar la un leu și ceva cu 320. Da. Domnul George. Păi dacă suma asta se adună și dacă o împarți, de ce venim noi cu dublu? Domnul consilier, dacă îmi permiteți, dar de ce împărțim noi suma sau de ce ne punem problema dacă o împărțim când singura obligație este să asigure funcționarea? Păi dacă, stați o secundă, dați-mi voi să termin, dacă vă interesează. Dacă asociații împreună reușesc să asigure funcționarea asociației, înseamnă că și-au realizat obiectivul. Dacă nu reușesc, înseamnă că asociația se va desfința. Vedeți? Iar, într-adevăr, dumneavoastră aveți dreptate în a pune în discuție o problemă, dar nu e de competența Consiliului Județean în a analiza cât din cotizație e sarcina fiecărui participant, ci e competența adunării generale. Sfatul meu, dacă doriți să faceți această discuție, să-l mandatați pe reprezentant, discuția să o inițieze în adunarea generală și acolo se poate discuta într-adevăr pe necesar, pe împărțire. Pentru că nu e corect aici în Consiliul Județean să se ia o decizie care să fie de fapt trimisă primăriilor. Ce spuneți dumneavoastră dacă împărțim, dacă vreți să respectăm exact principiul pe care îl enunțați, cu care nu e obligat nimeni, dacă dumneavoastră enunțați acest principiu și vreți să-l și adoptați, înseamnă că unitățile administrative teritoriale vor trebui să plătească probabil dublu și Consiliul Județean nu mai plătește nimic, pentru că aceeași populație este și în localitate și în județ. Când s-a stabilit... Nu s-a stabilit, asta încerc să vă spun. Dumneavoastră credeți când am înființat-o, nici nu știa bine ce înseamnă această treabă corporativă de acum. Nu se știa ce e. Și s-a stabilit o sumă. Dom'le, ce ar fi să dăm atât? Mulțit cu numărul populației, este suma asta. Nici măcar asta nu s-a stabilit la început. Nici n-am avut, vă amintiți că eram în sală, n-am avut nici metodologia de calcul a cotizației. Am avut, păi vedeți, și atunci a zis, dom'le, le dăm la populație, cum este repartizată fiecare unitate teritorială, și noi să mai punem o sumă. Noi, care noi? Nu, asta s-a stabilit prin 2013. Păi nu, nu, când... Nu la început. Chiar la început. Nu, vă contrazic, pentru că am fost în sală lângă dumneavoastră. Dacă luăm evoluția, o să vedem cum este, mai exact. Da. De-aia vă spun că mie mi se pare că este o eroare. În sensul că se plătește dublu. Fiindcă Consiliul Județean, nu știu din ce motive, a dublat această sumă pe care o alocă din fondurile de investiții. Repet, nu Consiliul Județean a dublat-o, ci cei care au făcut fundamentarea necesarului de cotizație. Cei care au făcut fundamentarea se dovedesc ca fiind competenți. Cine sunt? Nu știu cine. Păi atunci, noi despre ce discutăm acum? Reprezentanții primăriilor. Adunarea acționarilor l-am hotărât. Adunarea acționarilor e responsabilă. Domnule, primarii plătesc proporțional cu numărul de populație. Cu numărul populației. Da, e corect. La e un criteriu. Dacă îmi permiteți. E un criteriu. Și la oraș la fel. Dacă îmi permiteți, nu e vorba de plata pe locuitor. Numărul populației a fost doar ca un element, luat în considerare, doar ca un element de mărime
și de suportabilitate. Pentru că nu aveam ce să luăm în calcul. Nu eu, că nu am fost eu la momentul respectiv. Dar asta este logica calculului. Nu puteam să calculăm cât să dea Borcea, comuna Borcea, cât să dea comuna Dichisen, că este mai mică, sau cât să dea Consiliul Județean. Domnul consilier, că am fost amândoi în sală mult de vreme. Vă amintiți când toate comunele plăteau aceeași valoare a cotizației? Nu. Eu mi-amintesc. Și urmarea aceea... N-are nicio logică. Păi asta vă spun și eu. După ce primăriile respective care aveau bugete diferențiate, pentru că bugetul localității e proporțional cu numărul de persoane, au solicitat să plătească diferențiat, s-a făcut o analiză la nivelul Consiliului Director și a spus, domne, corect ar fi fiecare comună să plătească în funcție de populația deservită și în funcție de bugetul pe care îl au la finanțe. Și în urma acestei discuții, în adunarea generală, s-a stabilit această raportare la numărul de populație. Dar acum, o regulă care a fost bună la un moment dat, dumneavoastră să spuneți că nu mai e bună astăzi, eu pot să accept și bănuiesc că toată lumea. În condițiile în care cineva o și fundamentează. Că doar să spunem nu e suficient. Trebuie să și demonstrăm. Asta am și cerut acum. Exact, numai că ați cerut greșit aici. Discuția se face în adunarea generală conform statutului, nu în Consiliul Județean. Asta vreau să vă spun de la început. Eu am cerut-o ca membru al acestui Consiliu Județean, fiindcă suma pe care noi o dăm, Consiliul Județean, vorbesc ca unitate, nu are la ce se referă. La diferența să suportăm tot ce înseamnă ce nu poate nimeni. Că toți plătesc. Dar care, spuneți-mi, ce trebuie să determine. Dacă execuție, însă o să vedem că nu plătesc. Ce nu plătesc? Faceți-vă explicit că e înregistrată și dacă nu să spuneți că nu plătesc, nu știe nimeni cine nu plătește și ce plătește. Sunt care au cotizații restante probabil de muncă. Știm. Și au fost acționați în instanță și s-au recuperat. Înțelegeți? Nu știți? N-am văzut o situație la zi. Înseamnă că nu sunteți în drept să o vedeți. Dacă o cereți, o veți primi. Păi, vă rog să o prezentați. Păi da, ne-ați cerut așa ceva până acum. Eu acum? Bun. Dacă discutăm o problemă a cotizațiilor și am dedicat-o, să subînțelege ce se dorește. Cum e fundamentată această cotizație? Dacă îmi permiteți, domnule consilier județean, există riscul că dacă nu se plătește cotizația, inclusiv județul Călăraș să fie actuat instanță de către ADE pentru a se plăti cotizația, pentru că este o cotizație stabilită, potrivită... Bineînțeles că este. De aceea se supune periodic aprobării dumneavoastră de cotizația. Și eu solicitat acum... Și acum vă solicit încă o dată, cum e fundamentată această contribuție a fiecărei unități administrative. Am zis, dacă îmi permite să sintetizăm, pentru conducerea ADI Eco Management prezentă astăzi în sală, urmează ca pentru ședința următoare să prezinte o situație referitoare la modul de fundamentare a cotizației plătite de fiecare unitate administrativă teritorială care este membră a asociației. Exact. Fiindcă, vedeți, acum noi ne consultăm, la punctul ăsta ultimul, o să vedeți că ne confruntăm cu alte situații mult mai complexe. Să continuăm. Dacă îmi permiteți, din ce am citit eu, hotărârea care este supusă pe ordinea zi a Consiliului Județean este alta decât discuția despre cuantumul cotizației. Aprobare. E aprobare. Deci Consiliul Județean, conform legii 215, trebuie să aprobe sau să respingă. Eu am propus la început reducerea cu 50%. O secundă, nu e dreptul Consiliului Județean să propună reducerea. Repet, ia treaba când o spun. Consiliul Județean a semnat și și-a asumat un statut. AGA este în drept să stabilească valoarea cotizației. Haideți să ieșim din ambiguitate și să ajungem în legalitate. O secundă. De la propunerea care s-a făcut de reducerea 50%, s-a făcut un document către ADI? În care să prezinte ceea ce am făcut procedurile de la nu noi. Nu vreau să deschid o altă posibilitate. Consiliul Județean a luat act de cuantumul cotizației transmis de ADI. Consiliul Județean a luat act de cuantumul cotizației pe care o trebuie să o plătească anul ăsta din partea ADI. Am luat noi. Ați luat act, nu? 3700. Noi Consiliul am luat. Nu. Acum luăm. Păi nu, e a treia oară când ADI vă transmite Consiliul Județean, implicit mie, cuantumul cotizației care trebuie plătită. Și Consiliul Județean refuză să înscrie în buget cuantumul cotizației.
Ați înțeles? N-am vrut să fiu mai explicit. O să supunem aprobă, desigur că o să treacă, că ea trece cu majoritate, nu-i problemă. Dar nu asta e subiectul problemei. Subiectul problemei este cu totul altul, să vedem care este cum este fundamentată această cotizație. Domnul consilier, dacă îmi permiteți, această prezintă o fundamentare. Această cotizație a fost stabilită, cum a spus și domnul administrator public, a fost stabilită în adunarea generală. Ei stabilesc necesitatea. Ei stabilesc necesitatea pentru că au făcut și o previzionare a bugetului, au aprobat și sumele aferente cotizațiilor și bugetul de funcționare. Ca să poată funcționa asociația, are nevoie de un buget. Subiectul e cu totul altul, nu cuantum, ci modul de repartiție. Adică dacă dumneavoastră veți, dau un exemplu, 10 miliarde. În situația actuală, noi suntem, ca și Consiliul Județean, să dăm 5 miliarde. De aici pleacă, de la modul în care s-a fundamentat. Și invocăm faptul că s-a fundamentat de la început. Și s-a fundamentat greșit, pentru că dacă noi spunem pe număr de persoane, termin și nu e în spiritul de a desfruși lucrurile. Nu știu dacă reușesc. Dacă s-a pornit pe numărul de persoane, păi se încheie pe numărul de persoane din unitățile administrative teritoriale. Și nu mai are loc Consiliul Județean. Înțelegeți? Dacă se pornea pe premiza jumătate din suma necesară este pe numărul de persoane și jumătate vine Consiliul Județean în completare, fundamentarea întrebării domnului consilier Vârtejanu era ok. Venim și facem, zicem că suntem pe numărul de persoane, strângem din banii pe număr de persoane jumătate și constatăm că mai trebuie să pune Consiliul Județean jumate. Fundamentarea e deficitară. Noi nu invocăm faptul că 3 miliarde 700 e mult sau puțin. Noi spunem că este fundamental greșit. Nu mai spunem că în statut că e solidaritate și avem dreptul la un vot. Nu zicem de treaba aia, e altă filozofie. Dar dacă dumneavoastră acolo, când s-a invocat treaba asta, data trecută, de către domnul Vârtejanu, veneați cu un material apropiat de ceea ce spun eu acum, nu mai erați în off-site. Eu, din punctul meu de vedere, până la ședința ordinară, încă sunteți în off-site. Am înțeles. Și vreau să vă spun este că încă ne referim la acel număr de persoane și plata pe un număr de persoane. Numărul persoanelor care alcătuiesc... președinte, cam înțeles. Care dacă să mai îmi explicați mie... A fost doar un ordin de mărime, nu se plătește dublu pentru nimeni. Nu e vorba de... Era un ordin de mărime al unității administrative teritoriale. Da, domnule, deci fundamentarea, dacă nu se înțelege sau nu vrem să înțelegem, fundamentarea este greșită. Ea trebuia plecată altfel. Domnule, bugetul asociației, avem nevoie de X, da? Exact. El trebuia după număr de persoane stabilit, pentru că acum, dacă vine cineva și zice, domnule, noi avem 270.000 de locuitori. Și în momentul în care îi adun pe aia cu aia, dă 520, da? Aici e problema. Deci e prost corectă. Fundamentată. Și asta trebuie corectat să fundamentată. Poate că trebuie 7 miliarde aici bugetul asociației. Dar ea trebuia stabilită, atât plătesc comunele și orașele, restul plătește deci, poziții, fără să facem vere la persoane. Și așa a fost făcută fundamentarea. N-a fost așa făcută. Acum dacă intru, domnul Decuescu, acum dacă intru la 2012, vă arăt hârtie că am ridicat problema și atunci. Fundamentarea a fost pornită exact ca și la ADI EcoAqua pe un buget. Acel buget trebuia asigurat de membrii ADI. Corect. La un moment observație dat, și încep da, la un moment dat, acolo e altceva, că e acționariat. Nu, la ADI, sunt tot așa, la ADI EcoAqua este exact organizată ca... Noi suntem tot un singur vot avem. La societate. Nu vorbim de societate, vorbim de ADI. Deci la ADI. A pornit ADI de la un buget, ADI trebuie să participe cu anumite sume la proiectarea, la proiectul mare european și în momentul ăla s-a stabilit bugetul pe fiecare OAT-ul. Într-adevăr, eu vorbesc de ADI EcoAqua. Pentru OAT-urile mici, s-a stabilit la comune după numărul de, locuitori. Așa este. Dar pentru OAT-urile mari, unde vorbim de Consiliul Județean,
unde vorbim de primăria Călăraș, unde vorbim de primăria Oltenița și de primăria Urziceni, aceste OAT-uri mari care beneficiază și de fonduri mai mari pe proiectele europene, s-a stabilit ca să asigure într-un cuantum repartizat în funcție de bugete mai mare. Deci acolo nu s-a luat în considerare numărul de locuitori. Același lucru s-a întâmplat și aici. Deci pentru ca să asigurăm bugetul, s-a repartizat probabil atunci când au fost prima oară. Nu probabil. Așa a fost. Deci nu, a fost pe număr de persoane. A fost pe număr de persoane. Sunt înșirate toate localitățile și jos Consiliul Județean. Dacă adun, nu vreți să înțelegem. Dacă nu vreți să înțelegem. Deci nu e pe număr de persoane. E pe număr de persoane, domnule. Nu poate exclu. Domnule George, dați-mi voie să dau și domnului Nuț o explicație, pentru că e corect toți consilierii să fie informați și să aibă toate datele. Exact cum a spus domnul Deculescu, bugetul asociației se bazează pe acoperirea cheltuielilor din punct de vedere al veniturilor de către membrii asociației. Exact, asta e principiul. Este singurul consemnat. O secundă și dau și detaliile, aveți dreptate. În completare, am spus în intervenția mea că nu discutăm de cuantum. Păi, din păcate, discuția e făcută de cuantum. Nu, nu, nu. Am zis că nu discutăm de cuantum. Am înțeles. Acum am înțeles că e vorba de fundamentare, nu de cuantum. Păi, exact. Dacă a zis de cuantum până acum, în sensul de nevoi. Cuantum înseamnă nevoi, nu? Da. De aici încolo, fundamentarea cu hârtile din spate, aștept răspunsul dumneavoastră. Răspunsul este că fundamentarea trebuie să fie la baza hotărârii adunării generale. Și s-a făcut. Așa este conform statutului. Nu conform a ceea ce spun eu. Adunarea generală dispune asupra analizei... Dați-mi copia fundamentării. Dar o aveți aici. Deci, repet, în față, poate sunt îngreșat. Asta a fost fundamentarea. Dacă trebuie să fie jumătatea lor. Păi, fundamentarea... Există. Asta este problema. Fundamentarea n-a ținut cont de ceea ce a, eu știu, s-a hotărât în Consiliul Județean. Dați-mi voie să trecută. Păi fundamentarea a fost făcută în decembrie 2017. Dumneavoastră ați făcut discuția în martie 2018. Cum putea să țină cont fundamentare în decembrie 2017 când s-a adoptat hotărârea de discuția pe care a ridicat-o domnul Vârtejeanu în martie 2018 sau în aprilie? Dar iar nu n-avea cum. Pentru că subiectul se discută în adunarea generală. Pe baza analizei pe care o fac reprezentanții, se aprobă, după care înscrierea în bugetele locale ale administrațiilor asociate se face prin hotărâre de consiliu la legea, la buget. Nu. Vorbiți de sume, aici, nu? Aici. De sume, bineînțeles. Nu de fundamentare. Și eu spun că nu e problema de sume. E de am înțeles. Numai că nu se poate face o fundamentare retroactiv pe o hotărâre AGA din 2017, ceea ce cereți dumneavoastră e imposibil de făcut. Pentru că hotărârea AGA s-a terminat. Domnul Nuț, într-adevăr, aveți asta dreptate, are și eco-management dreptate. Pentru că în decembrie n-am putut să luăm în considerare. Aprobăm cotizația acum. Și la viitoarea ședință de ADA, punem problema asta. Pentru că... Nu, pui problema pentru viitor. Pentru viitor, pentru viitor. N-avem cum să... Oricum este o decizie deja luată la... E o decizie luată din decembrie 2017. Este angajat. Microfonul. Microfonul, stimată doamnă. În baza hotărârii AGA din decembrie 2017, noi am trebuit să fundamentăm bugetul și luăm angajamentul creat prin statutul de membru în asociație, ca atare nici la această oră noi nu-l avem bugetat și nici nu putem plăti trimestrializarea din contribuția noastră. Referitor la modalitatea de calcul a contribuției fiecărui membru, se poate dispune prin Consiliul Județean, se mandatează reprezentantul și se supune aceluiași vot pentru viitorul an. Dacă există soluție să se modifice cotizația noastră în cursul anului 2018, putem face diligențele. Noi avem un angajament asumat prin statutul de membru și el trebuie onorat. Dacă nu este onorat, va suporta penalități.
tot respectul și îmi cer scuze că pun problema așa. Eu spun că e albă și dumneavoastră spuneți că e rotundă. Vorbim de două subiecte total diferite. V-am spus că tot fundament. Este un angajament al Consiliului Județean. Principiul de bază pentru acest buget este făcut doar în 2017 sau e făcut și în 2016 și în 2015? Și n-a fost același principiu al numărului de persoane? Dacă dumneavoastră invocați numărul de persoane, ideea ca să nu se dublează, trebuie în spate. Dacă nu vrem să dublăm populația, ar însemna că pe 50% Consiliul Județean și restul pe numărul de populație, asta spun eu. Dar să aveți hârtiile în spate să fie... Deci noi nu cerem decât hotărâre AGA, fundamentarea și mod de calcul al contribuțiilor sunt hotărâte în AGA prin reprezentatul fără fiecărui OATE. La ora aceasta nu știm decât că avem un angajament care trebuie onorat. Ca atare am rectificat bugetul și am cuprins suma hotărâtă în... Asta cuprinde hotărârea și sunt eu confuz. Dacă îmi permiteți o scurtă intervenție, domnule președinte de ședință, dar cine este reprezentantul nostru în Consiliul ăsta în AGA? Domnul Fulgă. Dacă ne poate spune domnul Fulgă, după părerea mea, pentru că facem discuții pro și contra aici pe această problematică, dacă nu cumva, în rândul tuturor membrilor respectivi, pentru că se face precizarea că nu avem un singur vot, nu cumva să lase ideea, lăsați că plătește Consiliul Județean, că oricum au ei bani și noi la comune nu avem. Nu. Cei care nu au plătit au fost somați și executați, la care a fost pentru v-ați înțeles? În da. Rațiunea da. Fiecărui membru și domnul înțeles că noi nu prea avem, că Consiliul Județean și totul să funcționeze corect. Problema e ca să clarificăm puțin subiectul. Fiecare are aceleași drepturi și aceleași obligații în asociație. Fiecare membru deține un vot și în baza acestui vot își exercită drepturile. Cel care nu plătesc unități administrative teritoriale sunt somate, notificate apoi în acțiunea administrativă pentru recuperarea cotizației și a penalităților notificate. Am înțeles întrebarea și o să încerc să vă dau un răspuns potrivit. După cum știți, Consiliul Județean a fost beneficiarul proiectului și Consiliul Județean avea obligația de a implementa acest proiect până la capăt. Pentru că în cadrul proiectului au fost trasate o multitudine de măsuri pe care Consiliul Județean trebuia să le ducă la îndeplinire și nu unitățile administrativ-teritoriale, comunele și localitățile, când s-a fundamentat necesitatea cotizației la început, s-a ținut cont că sumele care vor constitui baza cheltuielilor pentru asociație să fie asigurate de Consiliul Județean pentru că această asociație să-și ducă obiectivul la capăt. Nu pentru că localitățile au crezut vreodată că o să plătească Consiliul, ci pentru că acest Consiliu avea obligația să-și ducă la capăt proiectul. Asta a fost fundamentarea părții mari a cotizației pe care Consiliul trebuia să o plătească. Dacă nu ar fi fost Consiliul Județean cu o parte mare a cotizației și ar fi împărțit egal cu celelalte localități, gândiți-vă că în situația în care se află comunele mici din județul Călăraș,